Evet. Astăzi vizităm Little Adam Peak și facem safari. You can take it? Yeah. Nu știe ce spun, nu mai contează, dar doamna este o culegătoare veritabilă, vă pot. Deci mergem prin plantațiile de ceai, după cum puteți vedea. Aici este ceaiul verde, deci atenți, de fapt ceaiul alb și ceaiul verde și ceaiul negru se fac din aceeași plantă. Depinde doar de muguri, adică ceaiul alb face din muguri, ceaiul verde se face din frunză, după care ceaiul verde se transformă în ceai negru. Am zis-o pe asta! Și de toate, a fost minunat. Deci trebuie să vă povestesc asta neapărat. Ne-am plimbat pe plajă așa vreo 20 și ceva de minute, 30. Și la un moment dat Adi a zis: hai să vă fac cinste cu o colă. Și am venit noi aici la terasa vieții, pe care o să vă și arăt că este foarte frumoasă. Bine, Peter, foiu? No, așa și acustica, au venit oamenii ăștia, ne-au adus meniurile, am râs cu ei, le-am spus ce și vrem, de unde suntem, ca și de unde suntem, să ne facem de panoramă ca lumea. Și la un moment dat zice Adi, n-am bani. Am uitat banii la hotel. Am uitat banii la hotel. Eu mă bazam că mi-a și eșar.
Dar lasă, e șarpă ca e șarpă, dar am comandat aici și n-aveam ce să, n-aveam ce să plătim. Și uite așa, pe lângă faptul că rămânea Cristina Manet, acum bem pe datorie. Că nu ne-au lăsat oamenii să plecăm, până nu ne-au dat de băut. Au zis că venim și le aducem banii mai târziu. Ceea ce noi o să facem. Ceea ce noi o să facem, evident că nu... Te rog să le arăți la prietenii noștri cum arată masă. O să le arăt acum cum arată masa și cum arată terasa. Aceasta este terasa minune, unde bem noi pe datorie. Adică este un fel de birt, așa, știți? Aici bem noi pe datorie. Da. Îi spune întreaga să te duceam la pod.